make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Înainte să începem, nu uitați să lăsați un like dacă susțineți în continuare seria noastră și vreți să ne motivați să continuăm cu ea. Da, iată pe Bebe. Este un atacant care a jucat, dacă nu mă înșel, și la CFR Cluj. Bebe. Uite, mai sunt și atacanți în Mexic, am văzut acolo. Asta este echipa noastră, este pregătită pentru acest meci. Îl băgăm pe Vilalva titular în meciul cu Petrolul Ploiești din deplasare. Nu a apucat să intre Vilalva cu cine am avut etapa trecută, cu Argeș. Noi am pregătit schimbarea, dar nu a intrat Keiko Vilalva. Ia să vedem cum bate aici lovitura asta liberă. Dacă bate lovitura, foarte, foarte slab. O citesc, apă acolo, apără însă Bălgrădean, din nou Bălgrădean apără excepțional în fața lui Cite și Filip trece foarte frumos, pasă pentru Vilalva. Vilalva trebuie să se revanșeze, trebuie să le dăm și noi replica ploieștenilor. A fost faultat acolo Vilalva, bine că am rămas noi cu balonul în posesie. Suntem cu Toșcotor în jumătatea adversă, Aihan a rămas ultimul om pe fund, acum Toșca. Fundașul nostru ofensiv, Alin Toșca, pasează pentru Filip. Filip, Lucian Filip, trece frumos Filip, gol! Este bara lui Filip și Budescu încearcă să șuteze, dar balonul este luat de pe șut. Alin Toșca, cum spuneam, un jucător foarte important pentru noi, foarte ofensiv, a reușit să marcheze în Liga Campionilor împotriva lui Arsenal. O pasă acum pentru Marinescu, Marinescu este în careu, apără însă Bălgrădean, nu-l păcărește Marinescu pe Bălgrădean, acolo greșește Toșca, Marinescu îl învinge de data asta. Ce greșeală a făcut Toșca aici, deci partolabilă, mai bine o dădeam în corner, mai bine o dădeam în corner Toșca acolo. Și e 1-0 pentru Petrolul, încă o dată suntem conduși, poate vom reveni pentru a treia oară. Să vedem pe Hagi, Hagi s-a dus foarte, foarte prost. Vilalva trage, Vilalva! Plesania reușește să respingă în corner, ce șut a trimis acolo Keiko Vilalva. Și el vine aici la lovitura de colț, are viteză bună Vilalva. Vilalva centrează bine al Senat, cum reușește să respingă acolo al Senat. Și acum Toșca, poate, poate, va marca Budescu, gol! Budescu egalează! Constantin Budescu reușește să înscrie și să egaleze cu șut venit de nicăieri. Budescu reușește să-l învingă pe Plesania, un portar foarte, foarte experimentat, poate cel mai bun portar din campionat la acest moment. Pentru că Arlauskis nu știu dacă sigur nu va mai rămâne la Steaua. Budescu reușește să marcheze. Avem 1-1, a reușit să egalăm și mai avem timp la dispoziție să întoarcem scorul. Știam că putem reveni, suntem parcă obișnuiți cu aceste reveniri. Acum Budescu pentru Hagi, Hagi mai departe la Filip Ipșa, reușește să îl deposedeze pe Filip. Nepomuceno pentru Cite, Cite îl învinge pe Bălgrădean. Revin în avantaj de la Petrolul, asta este foarte periculos. Bătrânul Cite nu-i mai dă nicio șansă în acest șut lui Bălgrădean. Iată, acest atacant are doar 2 goluri în Liga 1 până acum. Să vedem pe Anis Hagi. Hagi este destul de periculos, Hagi, dar nu a găsit mai mult de atât. Filip a încercat o pasă la Kipciu, dar Nepomuceno a reușit să recupereze. Nepomuceno a dat pasa la golul lui Cite. Alin Toșca reușește să lanseze pe Vilalva. Sadlie face o preluare riscantă și până la urmă respinge balonul. Va ieși Keiko Vilalva, am făcut deja 3 schimbări. Să vedem, ce greșeală acolo, am bătut foarte prost autul. Embolo, cum spuneam, a intrat în locul lui Vilalva, a intrat și Breveld și Tănase, jucători care sperăm să aducă un plus echipei noastre, jocului nostru. Cite îl încearcă încă o dată pe Bălgrădean, reușește portarul nostru să respingă în corner. Este minutul 69, iată posesia foarte dezamăgitoare ca de obicei. O centrare periculoasă, Toșca, iată ce riscant a respins Toșca. Filip se joacă acolo, ne jucăm cu focul în care o nostru. Și Aihan sare bine la cap, Can Aihan.
Iar acum Lucian Filip. Filip nu reușește să treacă de al Senat. Coman trece acolo. Coman pasează la Nepomuceno. Nepomuceno în spate la al Senat. Trei fundași, trei jucători ai noștri încearcă să recupereze mingea din această parte a terenului, dar țin de minge ploieștenii. Nepomuceno scapă, centrează Nepomuceno, încă o centrare la a doua bară foarte slabă. Budescu se deviază dezamăgitor, minutul 90, sunt la poarta noastră ploieștenii. Asta fake, o pasă la Beta și recuperăm prin Budescu. Acum Brevel, Brevel se duce, hai Brevel, du-te Brevel, du-te Dică, Dică. În variantă neagră, dacă vreți. Kipciu acum pentru Brevel, Brevel pentru Kipciu, pasă foarte bună Kipciu, însă nu mai prinde balonul. Ne-am grăbit aici, am pierdut obiectul muncii și meciul se încheie, pierdem chiar și meciul 2-1, înfrângere usturătoare. Și aceasta Budescu, în meciul lui Budescu a reușit să marcheze, dar degeaba pentru noi. În Liga Campionilor stă bine, pe locul 2 avem meci cu prima, cu echipa de pe primul loc, Wolfsburg. Dacă o vom bate, vom urca pe primul loc. Să ne uităm totuși pe ce loc suntem în campionat. Ce a făcut Pandurii mai special? Europa League, Liga 1, Pandurii a reușit să bată și nu, a reușit să facă egal. Să bată, da, are 34 de puncte. Noi am pierdut, cadem pe locul 7, Astra este pe 6, Petrolul pe 5, Rapid pe 4, CFR pe 3, Dinamo pe locul 2. Pandurii, nu știu ce se întâmplă cu ea, ce jucători au, dar reușesc să câștige meci de meci. Începe meciul, Checo Villalba pentru prima dată titular în Liga Campionilor. Yannis Agi începe ca de obicei cu specialitatea casei. Luis Gustavo nu lasă atât de ușor brazilianul. Budescu însă l-a deposedat foarte bine pe Gustavo și atât ce frumos a trecut. Nu este a fost la offside la Villalba. Am avut impresia că s-a întors chiar atunci. Să-i du Dumbia cu o pasă la Quaresma, dar Toșca a reușit să recupereze. Iată ce joc de picior are acolo Bălgrădean. Dacă ar fi dat și pasa asta ar fi fost perfect. Rodriguez, Ricardo Rodriguez este aici, elvețianul, un jucător foarte ofensiv, foarte tehnic. Șutul lui De Bruyne se duce pe lângă poarta lui Bălgrădean, ocazie foarte mare pentru Wolfsburg. Wolfsburg ne-a bătut la fundul gol, dar și noi trebuie să revenim, incredibil asta. Trebuie să ne luăm o revanșă mare, dacă vreți să spunem așa. Dar avem pe Wolfsburg că atacă foarte mult la poarta noastră. Știu că sunt pe cale să piardă locul 2 și nu, probabil că nu-și doresc asta. Chișinea cu o pasă la Checo Villalba. Are viteză bună Villalba. Poate să treacă ușor de Knohe. O face, dar Knohe știe cum să stea în teren. Știe jocul. Știa că nu se mai poate duce Villalba pentru că se ducea în afara terenului. Să-i du Dumbia, un jucător din Rusia luat de cei de la Wolfsburg. Dumbia la Ghila Vughi, care trage pe lângă poarta lui Bălgrădean. Ce ocazie a avut acolo Ghila Vughi, dar Bălgrădean este salvat de șansă. Acum Budescu, încercăm să le dăm replica. Avem așa un lucru comun cu acești nemți. Avem doi fundași centrali nemți și din Germania. Normal, o pasă acum pentru Villalba, foarte bună. A fost offside la Villalba. Da, a fost offside la Villalba. Nu mi s-a părut acolo. Ghila Vughi pentru Quaresma. Quaresma! Câte ocazii vor mai rata? Sper pe toate. Iar noi să marcăm. Acum ar fi momentul să marcăm. Dacă am marca, le-am scade tot moralul nemților, dar sunt nemți și e greu să le scazi moralul. Iată pe Dumbia. Dumbia pentru Luis Gustavo, bine că este o echipă cu mulți stranieri această Wolfsburg. De Bruyne, unul dintre ei, De Bruyne centrează, Schürrle cu capul. Schürrle, jucător de națională a Germaniei, are încă o ocazie, ratează încă o ocazie pentru Wolfsburg aici. De Bruyne pentru Dumbia, Dumbia mai departe la Rodriguez, nu era Rodriguez, ocazie mare și marchează Dumbia. Ce greșeli am făcut în apărare, era Quaresma. Dumbia reușește să îl învingă pe Bălgrădean, dacă Quaresma era acolo, cel la care se dusese balonul. 1-0 pentru Wolfsburg, marchează chiar în startul reprizei secunde. Iată aici mingea pierdută, incredibil de jucătorii noștri. Schürrle este cel care a pierdut-o, dar nu știu dacă ar fi greșeala lui, pentru că până la urmă nu l-a controlat. Avem așa
filozofia asta ultraconstructivă și care ne-a costat. Să vedem acum dacă vom scoate ceva, dacă vom reuși să creăm măcar o fază și noi. Minge la Villalba. Villalba n-are ce să facă cu aceste mingi înalte, lui trebuie să le dai la firul ierbii și asta este foarte greu. Aihan acum, jucătorul nostru, un fundaș destul de tehnic, am văzut că este foarte mult în atac, Khan Aihan. Kipciu și să vedem ce va fi, cred că va fi lovitură liberă pentru noi. Da, s-au făcut și cele trei schimbări, a intrat Tembolo locul lui Villalba. Kipciu centrează foarte slab și de această dată. Dumbia apără Bălgrădean reușește să se revanșeze și el. Dacă ar fi avut vreo vină, Dumbia era acolo 1 la 1 cu el. Jocul nostru nu dă deloc roade. Iată acum pe Ghila Vughi. Bălgrădean încă o dată apără cât să mai apere și portarul nostru. O centrare la care Breveld era să-și bage balonul în proprie poartă. Să vedem acum pe Lucian Fili. Foarte bine l-a văzut acolo Bălgrădean. Acum este Kipciu. Kipciu îl vede pe Embolo și îl lansează. Embolo! Balonul a sărit și și-a schimbat traiectoria. Benaliu reușește să prindă în brațe Cristi Tănase. De carul nostru trece foarte frumos, Perisic îl oprește pe Tănase. Perisic își ajută și colegii din defensivă. Dumbia n-a greșit deloc până acum. Seydou Dumbia, el este autorul unicului gol, un gol care probabil va face 3 puncte, dar mai este de jucat. Poate vom scoate o perlă ca în meciul cu Arsenal. Trebuie să sperăm altceva, nu mai avem ce face. Acum traș la Luiz Gustavo. Canaihan foarte bine cu capul și balonul este la în posesia noastră, este Budescu acum. Budescu la balon, Budescu trage, bara lui Budescu, bară, prima noastră ocazie în tot meciul. Am avut-o prin Budescu cu această bară și acum Filip, din nou bară și nu se poate. Benaglio îl oprește pe Embolo, câte ocazii, cum nu a intrat mingea asta, incredibilă ocazie a avut acolo prin Brel Donald Embolo. Acum Tănase, să vedem, încearcă și Tănase, norocul, din nou bară, deci e incredibil, a treia bară în 5 minute de joc, a treia bară. Și Benaglio a salvat-o pe Wolfsburg, eroul lui Wolfsburg, Benaglio, 3 bare am avut, foarte, foarte greu, nu avem nici măcar un pic de noroc. Simulăm cu gaz metan media și trebuie să batem neapărat. 2-0, Chișna și Budescu sunt cei care reușesc să marcheze. 7 zile s-a încetat Kipciu. Mai avem un meci cu gaz metan media și în Cupa României. Kipciu este indisponibil o săptămână. Îl băgăm pe Tănase. Tănase îl băgăm. L-am băgat și pe Embolo. Și Vâlceanu, Ghierme și ei sunt jucători care ar putea intra. Aihan, îl băgăm pe Aldea. Aldea joacă și el titular în acest meci de cupă. Împotriva lui Gas Metan Media și să vedem ce vom face pe terenul nostru. 2-2, 5-4 la penalti, bine că am câștigat la penalti. Au fost goluri chiar și în prelungiri. Am luat 125.000 buget din Cupa României, foarte, foarte bune acești bani. Și acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, eu am fost Ultra FIFA. Sayonara!